De ce este nevoie de Duhul Sfânt în inima ucenicilor lui Hristos? Pentru că Dumnezeu nu-și dorește oameni dichisiți, ci oameni transformați. Sunt Rea Brodan și asculți devoționalul Via. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Mi se spune în Galate, în capitolul 5, versetele 22 și 23. Ascultați o melodie în sol major cântată de Ignațiu Ian Paderewski, pianist faimos, politician de renume, premier și ministru de externe polonez în perioada interbelică. Era recunoscut ca fiind un om deosebit de inteligent, cu o carismă deosebită. Se povestește că, la unul din concertele sale din New York, o mamă, pentru a-și încuraja și motiva copilul la lecțiile de pian, l-a adus pe micuț la concert. După ce și-au găsit locurile în sala de concerte, femeia a pornit câteva rânduri mai în față să vorbească cu niște cunoscuți. Copilul a rămas pe scaun o vreme, după care a pornit să exploreze sala de concerte. În laterala scenei a văzut o ușă pe care scria intrarea interzisă. Cum nu știa să citească, a deschis-o și a intrat. Gongul de începere a spectacolului își trimite oamenii la locurile lor. Mama băiețelului nostru se întoarce la locul său și vede că locul este gol. Se uită agitată în stânga, apoi în dreapta, dar înainte de a intra în panică, cortina se ridică și la impresionantul pian Steinway se afla nimeni altul decât băiețelul ei, care cânta stângaci și nesigur piesa Twinkle, Twinkle, Little Star. Sala amuțește. Cu un zâmbet larg pe fețele lor, marele Paderewski se repezi pe scenă, strigând băiețelului: cântă, cântă, nu te opri! Apoi se așează în spatele copilului și cu mâna stângă începe să adauge partea basului. Cântă, cântă, nu te opri! Continua să-i șoptească copilului. Cu mâna dreaptă întregește copilăroasa piesă cu o contramelodie măestrită. Când piesa s-a sfârșit, sala a izbucnit în aplauze. Copilul, cu inima plină de emoție, cu o plăcere vizibilă pe fața strălucitoare, a coborât de pe scenă în aplauzele publicului, cuibărându-se apoi în brațele mamei. Astfel, maestrul Paderewski a transformat o situație înfricoșătoare, potențial penibilă, într-o experiență creativă plină de învățăminte. Acesta este răspunsul la întrebarea noastră: de ce este nevoie de Duhul Sfânt în inima ucenicilor lui Hristos? Duhul Sfânt, mângâietorul, cum îl numește Domnul Iisus, a venit în noi să-și pună mâinile împrejurul nostru și să ne scape de momentele înfricoșătoare sau potențial penibile în care ne punem din ignoranță. Să ne ia de la singura piesă pe care știm să o cântăm și să scoată împreună cu noi o melodie măiastră. De ce ar face una ca și asta? Ca să rodim, ca să putem coborî de pe scenă cu inima plină în ropotele de aplauze ale cerului, salvați pentru veșnicie din eșecul garantat în care am intrat. Cum produce Duhul Sfânt această roadă în viața ta? Dumnezeu dezvoltă roada Duhului în viața ta, îngăduind să treci prin situații în care ești ispitit să-ți exprimi exact opusul calității respective. Adică, Dumnezeu ne învață dragostea, lăsând oameni greu de iubit în jurul nostru. Dumnezeu ne învață bucuria, lăsând situații de tristețe în viața noastră. Dumnezeu ne învață pacea, lăsând timpuri de confuzie. Dumnezeu ne învață răbdarea, forțându-ne să așteptăm împlinirea nevoilor. Dumnezeu ne învață înfrânarea poftelor, îngăduind situații în jurul nostru în care împlinirea lor nelegitimă ne dă târcoale. Roada Duhului Sfânt este contramelodia măiestrită de El. Cum vei coborî de pe scenă? Dacă
dacă vrei să cobori în aplauzele cerului, alege să iubești. Nici o situație nu justifică ura, nici o nedreptate nu garantează amărăciunea. Aleg să iubesc. Iubește-L pe Dumnezeu și ceea ce El iubește. Apoi, alege bucuria. Invită-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeul circumstanțelor prin care vei trece. Refuză ispita cinismului, unealta gânditorului leneș. Refuză să-i privești pe oameni ca fiind altceva decât ființe umane create de Dumnezeu. Apoi, alege pacea. Trăiește ca un om iertat și iartă ca să trăiești. Apoi, alege îndelunga răbdare. Trece dincolo de inconveniențele vieții cotidiene. În loc să-l repezești pe cel ce se bagă în față, invită-l tu să o facă. În loc să te plângi că așteptarea este prea lungă, mulțumește-Lui Dumnezeu pentru răgazul de rugăciune ce ți-l creează. Apoi, alege bunătatea. Fii bun cu cei nevoiași, pentru că ei sunt singuri. Fii bun cu cei bogați, pentru că ei sunt nesiguri. Fii bun cu cei răi, pentru că așa te-a tratat și Dumnezeu pe tine. Apoi, alege facerea de bine. Nu-ți strânge pumnul sau întoarce spatele când poți fi de folos. Apoi, alege credincioșia. Ține-ți promisiunile față de soția ta și față de copiii tăi și față de șeful tău și față de prietenii tăi. Apoi, alege blândețea. Nimic nu se ia cu forța și nu da din coate ca să ieși în față. Apoi, alege înfrânarea poftelor. Ești o ființă spirituală. După ce acest trup va muri, spiritul tău va continua să trăiască. Nu lăsa ca temporarul să conducă eternul. Ceva ce putrezește să conducă ceva ce se noiește zi de zi. Pentru că Dumnezeu nu-și dorește oameni dichisiți, ci oameni transformați. Îți mulțumim că asculți devoționalul VIA, producție a Bisericii VIA, Cluj-Napoca, România.